Pot să spun că sunt impresionat. Avem și noi pe breaza Haiducilor Copper Golem sau Golem de Cupru, mai așa pe românește. E ce drăguț și ce simpatic arată toată schema asta de aici. Frumușică statuie, nu zic nu. Poate ar fi și mai mișto dacă s-ar oxida. Nu știu sigur dacă astea sunt... Astea ar trebui să oxideze în mod normal dacă stau pe aici prin zonă. Super! Foarte tare! Să vedem ce ascunde inima acestui Copper Golem, în schimb. Ziua bună, dragă Haiduc, subtunatul Panda, am deschis un nou shop de cupru. Ok, deci practic avem un shop de cupru, aici aparent avem și coordonatele magazinului. Bănuiesc că sunt pe la el pe acasă, pe acolo, pe undeva ar trebui să fie magazinul de cupru, că cred că de acolo sunt coordonatele. Și dacă tot vorbim despre magazine, mă gândesc că ar fi cazul să... ce se întâmplă aici, mă, băiatule? Mă duc și dau o fugă până la magazin să vedem dacă am vândut și noi ceva. Dacă s-au meritat toată munca grea depusă la acest peștișor, tridente, domnule. Ok, am văzut un trident, nu-i rău, 30 de diamante trase pe dreapta. Din coace, Heart of the Sea, încă 30 de diamante trase pe dreapta și bănuiesc că dacă s-au vândut Heart of the Sea-urile, trebuie să fi vândut și astea, după cum ziceam, țac, pa, pa, un stack de diamante deja. Aici, name tag-uri, 5 de aici, nu e rău. Aparent și nu au avut nimeni nevoie, pește nici atâta și de ăsta nici atâta. Ok, nu-i rău, nu ne plângem. Pentru prima vânzare sau și dacă astea sunt vânzările pentru totdeauna de acum încolo la magazinul ăsta de articole, de pescui, să le zicem între ghilimele, un stack și 21 de diamante pentru mine destul de mulțumitor, aș spune eu, destul de mulțumitor. Poate pe viitor o să mai chinui un picuț și o să mai meșteresc pe aici prinăuntru încât să facem să arate un pic mai bine. Mă gândesc că toată tematica asta de interior de pește cu coastele aici și cu șmecheriuțele astea nu pare chiar așa de interesting, pentru că nu ne oferă un loc atât de frumos pe unde să punem barrelurile cu chestii pe care le vindem. Și atunci poate o să schimbăm la un moment dat, poate o să renovăm toată șmecheriuța de aici. Între timp, trebuie să dau o fugă neapărat până acolo să vedem ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă aici cu tentaculul ăsta. Ce, Doamne iartă-mă, de tentacule au apărut pe aici, mă, băiatule. Parcă am stat cu băieții la discuții acum recent și am făcut un congres sau o întâlnire a haiducilor ceva, deci un consiliu haiducesc mai degrabă. Dragi haiduci, v-am chemat la acest consiliu pentru că avem o problemă. O mare problemă și stă în stânga mea și în dreapta lui Colpir. E tunet. Păi eu v-am zis să-l dăm afară, dar n-ați vrut. Nu mă, stânga, bă. Aia e chiar dreapta. Aia e la altă stânga. Păi n-ai zis care stânga. Ați trecut, mă gândesc, în ultimele săptămâni la magazine pe acolo, nu? Pe la lemn, pe la astea. Eu am trecut chiar asta. Ok, și ați văzut acolo statuia unui Warden, nu? Așa. Da. E o construcție frumoasă, mare, cu un Warden, cu alea. Stai, mă, te lasă să terminăm așa. Ai răbdare, mă. Da, nu te grăbi. Și ați văzut cumva ce se întâmplă prin jurul ei? E, ți-ai făcut un shop lângă. Crește iarba, cresc florile. Bă, în afară de shop, tocmai nu crește iarba în jurul ei. Asta vreau să zic. Eu am văzut niște tentacule ciudate, nu știu... Eu zic să-l oprim pe Dani și să nu-l mai lăsăm să-și facă nevoile pe la toate colțurile, că se întâmplă treburi de-astea. Susțin, că Dani... e vina lui Dani că își face șușul la colț de stradă. Uite, vezi tu ce s-a întâmplat dacă o adus Wardenul, vedeți ce s-a întâmplat? Voi imaginați că poate să ne strice serverul, să ne infecteze tot serverul. Uite, prima clădire e la ba nu! Asta cu sniferii prima, e vai de cap vostru. Eu, din ce văd, se îndreaptă fix spre crăpoaica grasă. Bă, nu că mănâncă peștele, mă, alo! Mănâncă peștele, da. Peștele, bă, cred că e foame. Dar nu mai are mult. E foame Wardenului. Eu zic să-l mănânce pe Dani, dacă tot e foame. Nu, că Dani nu-i pește. Voi credeți și aveți impresia că dacă dăm pe Dani ofrandă, o să scăpăm?
Da. Bă, nu, dar bă, eu aș vrea. Bă, încep să sparg ăsta, nu mă interesează. A, ei. Bă, bă, hai, bă, bă, cu bă, 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 stai, bă, 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 nu. Oprește-te, oprește-te. Ce faci? Ce crezi că e mai rău? Da. Dacă e super mai tare. Eu am obiecție. Obiectez. Obiectez. Cred că le enervez mai tare, sincer. Da. Deci vă ajut să oprim. Deci eu am leacul perfect. Deci recunoști că tu ai stârnit această chestie. Nu recunosc nimic. Onorată instanță, vinovat. Poftim. Fiți atenți, facem așa, că tot avem un server democratic, votăm. Da. Mm, da, cinstit. Cine bun. E de acord? Da, e foarte cinstit. Ca Dani să facă acel zid de lemn în jurul sculcului, să arunce un item pe masă. O să pun aia de zis da. Tu? Ok. Da, da, da. Da. Mi-am amintit. Cred că din cauza lui Colpir a apărut tentaculul ăsta. Din cauza lui Colpir și a nesăbuinței lui de a da pe aici să mineze el scalcul cu hole-ului. Probabil o supăra Wardenul și din cauza asta s-a extins un picuț mai mult șmecheria asta de scalc și a apărut și dita mai tentaculul. Frate, și fix către peștele meu, bă. Peștele ca peștele de casa după aia, crăpoaica, dacă e mâncată, asta este să-i fie de bine, dar... Și pe lângă asta... Văd că se extinde și încolo către magazinul de sniffere a lui Blue și a lui Dani și aveam de făcut o treabă acolo. Aveam de făcut un sistem de colectare a florilor pentru copiii ăștia doi și uite-te și tu că no, să sperăm că ne și punem acum, fix acum după treaba asta, mă și duc și mă pun să fac sistemul ăla ca să pot să-mi iau bănuții pe munca mea și să nu după aia să nu rămân fără ei, cum ar veni, că după aia poate să e înghițit tot magazinul din partea mea de către Warder, că nu mă mai interesează. Ei, ia, uite că avem și micuța cameră unde o să ținem noi snifferii lui Blue să facă floricele. Ei, avem pe ăștia mici deocamdată, ăștia doi, și o să mai pun încă o bucățică de mos aici, să mai plantez încă un nou de sniffer, de Ruigo. Nu știu sigur cât o să intre, camera deocamdată de 15x15, ar trebui să fie suficient de mare pentru câțiva sniffer care să-și facă treaba în continuu pe aici. Și sistemul de colectare o să fie făcut cu alei. Am văzut că tânărul Blue are pe acasă, pe la el, nu mai știu, vreo 3 alei sau ceva de genul ăsta, deși cred că 2 o să fie suficient, nu cred că o să avem nevoie de mai mult de 2 alei. Și sistemul o să vină ceva în genul ăsta. Aici undeva în zona asta, ia să punem noi torță în partea asta altă, sau pot să o pun în tavan, cumva, pot să fac această mișelie treabă, această treabă mișelească, să bag aici așa frumos o torță care să, cât de cât luminează deocamdată, cât uși de cât. Acum aici o să ne intereseze să avem un note block, ăsta o să dea semnalul la LA să vină să dropeze iteme pe el. După care, într-una dintre părțile astea, o să avem astea două observere care să dea trigger în continuu la notebook-ul ăsta. Dar înainte să se întâmple treaba respectivă, ce vreau să fac este să cobor aici așa frumos, sub astea, și să facem, uite așa, o treabă până la notebook-ul respectiv. Wow, aleu! Bine, bă, că nu-i peșteră aici, am mâncat așa și de mata. Bine că nu-i peșteră. Hai de capuși de zile mele așa ceva. O să parchez aici așa niște blocuri și să nu-mi bat eu capul cu peștera asta pe viitor. Unde, doamne, îi... Uite aici, aici avem note block-ul. Bun, perfect. Până atunci facem treaba asta, uite așa. Punem o torță, probabil că una aici și una aici, ca să lumineze tot acâmul pe aici. Niște scări până acolo și un trapdoor, uite acolo așa. Și acum noi oricând venim aici putem să facem treaba asta. Pac, țac. Să ieșim aici și când vrem să coborâm mai jos, facem treaba asta. Excelent. Sub notebook-ul ăsta. Asta a fost impression-ul meu la, știu că este ceva mob în ceva joc care face blă, dar nu mai știu în care joc. Punem aici crafting table-ul ăsta, că o să avem nevoie de el pe viitor. Și ne trebuie niște cufere. Probabil că o să pun unul dublu deocamdată și cred că ăsta o să fie suficient. Momentan. O să lărgesc un pic aici toată treaba ca să nu mă simt chiar așa de claustrofobic. Ok, te spargem pe tine, te punem acolo pe perete, spargem și ăsta, îl punem aici așa frumos, ca pe vremuri când ne jucam Minecraft acum 10 ani și toată lumea punea torțe pe perete și își făcea de cap cu torțele.
Și o să punem, uite aici așa frumos, un double chest. Ăsta o să vină acolo. Aici probabil că o să facem treaba asta, că nu avem nevoie de mai mult spațiu de atâta. Pac, ăsta o să vină acolo așa frumos și minecart-ul ăsta cu hopper o să vină pus acolo. Acum, în mod normal, de fiecare dată când noi o să aruncăm ceva... Treci, mă, intră pe... Așa, de fiecare dată când noi o să aruncăm ceva pe ăsta, o să fie preluată de chestia respectivă. Excelent. Să mai punem aici încă două de sniffer. There we go. Și tot ce trebuie să mai facem acum este să spargem blocul ăsta. Spargem blocul ăsta de aici. Frumos și elegant. Și o să vină un... De ăsta așa. Și un ăsta așa. Și ăsta o să vină întors așa. O să se întâmple chestia asta în continuu. Putem să punem un sunet care să nu fie chiar așa de enervant, oare? Da, cred că mai bine lăsăm ăsta decât să punem ceva care să fie și mai și... Ce putem să facem ca să oprim chestia asta e să punem un bloc deasupra. Deocamdată suntem bine. Punem blocul deasupra și așteptăm. Cred că pot să pun o torță acolo și să nu mai îmi bat capul cu asta. Yep, dar treaba aia ar trebui să ne ofere destulă lumină. Oricum aici sniferii nu o să poată să dea cu nasul, fiindcă nu-i grass, pământ sau whatever. Și atunci putem să lăsăm torța aia acolo. Aș putea în același timp, nu știu sigur dacă astea sunt transparente și poate să treacă lumina prin ele, fiindcă atunci aș putea, de exemplu, să fac treaba următoare. Să iau un bloc din ăsta, să-l pun acolo și în teorie... Da, în teorie ar trebui să avem lumină, în practică nu avem. Poate așa? Up, nici măcar așa. Ok, am înțeles. Am adus blocul ăla atunci degeaba. Acum trebuie să mă duc eu până la Blue, știind că Blue are câțiva lei, și să aduc doi încoace, să-i bag aici jos frumușel, în așa fel încât, în momentul în care o să crească ăștia și o să dea cu nasul prin pământ, să avem posibilitatea de a colecta floricele respective. E un sistem destul de simplu, foarte, foarte ușor de făcut, care nu durează și nu îți mănâncă foarte mult timp, ceea ce e extraordinar de bine. Și pe lângă asta, nici nu necesită foarte, foarte mult redstone. Micuții scârțari au fost aduși. Ia uite ai. Unul cu un torch flower și celălalt cu, nu știu cum se numește floarea respectivă, dar sunt aici. Stau, mamă, m-am chinuit cu ei, nici n-aveți idee. Sunt foarte greu de plimbat ăștia, mai ales dacă îi plimb cu un lead după tine. E teroare, e teribil. E teribil de plimbat după tine. Ăștia încă n-au crescut și din ce văd eu aici pot să mai pun și ultimul sniffer egg acolo. Easy peasy, lemon squeezy. Singura chestie mai nasoală este faptul că în momentul în care eu pornesc chestia asta, se aude, deci probabil că trebuia să fac mult mai jos toată ferma asta, fiindcă ajungem uite aici sus și eu încă o aud. Și în momentul în care treci pe lângă shop-ul ăsta, cumva, chestia aia o să se audă în continuu, indiferent dacă ești fix lângă magazin sau ești adenou. Deci sau, uite, până aici aud. Se aude încet, pe aici, dar totuși se aude încă destul de bilișor. Ia să tragem noi un pui de somn până în alta, ca să facem frumușel zi. I-am pierdut de vreo două ori și o trebuie să pornesc hitbox-urile, să văd pe unde doamne s-au ascuns și pe unde doamne erau lead-urile. Asta trebuie să le ducem înapoi la Blue. Asta e singura chestie nasoală, faptul că... What the heck, de unde Dumnezeu a apărut atâția zombie? Mamă, și-l avea și sabie. Uai, ce se întâmplă aici? Am buscadă, sunt atacat. Asta e singura chestie nasoală, faptul că auzi node blocurile astea în continuu. Dar dacă nu vrei să te deranjezi așa de tare, poți să le dai undeva la un 5% volum sau ceva de genul ăla și atunci nu mai are rost să îți bați capul atât de tare cu ele. Însă, după cum puteți să vedeți, de fiecare dată când ăsta este activat, trimite un semnal în direcția gușterilor ăstora micuți și ăștia o să vină să arunce iteme, practic o să le arunce cumva pe lângă node block, ăsta nu o să le arunce tot timpul pe node block, dar în momentul în care cad pe lângă, ei o să le adune din nou și o să le arunce până în momentul în care le enumerez pe node block-ul respectiv, după care de acolo ați văzut și voi, o să ajungă toată schema, uite aici jos, frumușel, elegant, în partea asta și de aici, bineînțeles, se mai poate modifica, poți să mai mărești, poți să faci un
zi să zică mi pe limba acum. Poți să faci un sistem de la decolectare așa frumos, cu hopere și cu chestii în așa fel încât să fie împrăștiate cele două iteme, nu să fie împrăștiate, să fie colectate într-o parte torch flower, în cealaltă parte celelalte floricele sau semințe, dar nu cred că are rost. Pentru două iteme nu cred că are rost să faci un sorter. Ajunge, cred că, treaba asta din ce pot să văd eu. Și asta e cea mai simplă metodă. Decât să ai railuri, adică să ai șine pe sub toată treaba asta și să ai un minecart cu hopper care să se top plimbe și să meargă încolo și încoace și încolo și încoace și încolo și încoace și încolo și încoace și așa mai departe, mai bine să ai chestia asta, chiar dacă poate să devină enervant sunetul ăsta de aici. Nu știu 100% dacă există vreo metodă prin care să poți să-l faci să nu mai sune. Cred că nu, sincer să fiu cu voi. Cred că nu prea e nicio metodă prin care poți să faci treaba respectivă. Dar dacă există, puteți să lăsați în comentarii idei pentru treaba asta. Acum să aștept să apară blue pe aici pe zonă și în momentul respectiv o să-l aduc aici și o să-i arăt toată șmecheriuța asta și tot mecanismul. În cazul în care e curios și vrea să vadă. Și dacă el vrea să-și decoreze camera sau să facă mai mare sau să pună alte tipuri de lumini, este strict trebușoara lui. Acum că am terminat de făcut treburile noastre cu redstone, care nu au fost chiar așa de complicate să fim serioși pentru Blue, este timpul să ne ținem și un picuț de șotii. Tânărul Colpir e livestream în momentul de față, e livestream, Doamne Iisuse Hristoase pufle, face live în momentul de față și am zis că un cap de pillager împreună cu chestiile astea ar trebui să îi scoată niște sunete destul de interesante pe aici, pe lângă bază. Trebuie să fac și o fermă. Cum puteți să auziți, nici măcar nu este pe mut în joc. Flori, am zis. Flori, deci o să fie destul de interesant să aud reacția direct live pe aici. Așa, nu mă interesează. Trebuie să-mi iau un mod de la de mi-aranjează asta, să vedem. Nu? Să pe unde aș putea să-i pun asta în așa fel încât să fie foarte aproape de el? Ajută. Nu știu la ce să clasific bambusul. Nici eu nu știu, Colpir, la ce să clasifici bambusul. Un desperados, ca pe vremuri, un suc de mere, da, rece ca pe vremuri, așa. Punem ăsta aici. Cum e afară? Afară e jale, bă, m-am prăjit, ești jalnic. Când a apărut în sfârșit și asta. Când am intrat în mașină azi, am pus mâna pe volan, cea, cu tot cu parasolar din ăla nebunie, cu șmecherie. Bă, e jale, bă, e prea cald. E atât de auzat să auzi cum vorbește Colpir pe la știu, e fantastic. Jesus. Ia. Jale rău. Bă, cine face prank-uri aici? Puf! Bă, Puf, ce-ai făcut? Ai vizitatori, au venit colindătorii. Colpire, hai de afară. Au venit colindătorii. Bă, unde au venit colindătorii? Uite aici sus pe deal, Colpir. Închide-i, că mă doare capul. Vai. Mai bine așa? E nebunie prank-ul ăsta. Da, aici, da, mai cântă pianul, mai altceva. Ce faci, Pufule? Și stai puțin. Mulțumesc, da? Tătar Matei, apreciez foarte frumos super chat-ul. A, foarte thank mișto. Ei, deci a fost atât de interesant. Să fie primit, cum zice nenea Puf. Da, zi. Și să se întoarcă în zecit. Asta zic. A fost atât de interesant și atât de drăguț să vin în coace spre tine și să te aud că nu ești pe mut și că vorbești cu toată lumea de pe livestream ăsta. Tu îți dai seama, Dani, de câte ori m-au auzit că eu începeam episodul, eu stăteam acolo în casă. Salutare, oameni buni! El dormea acolo. Mereu îmi place să mă duc pe la tânărul Colpir și să îl mai sper eu așa din când în când câte un picuț. E așa de amuzant că are niște reacții fantastice, deci mori când vezi ce reacție are Colpir. Însă, acum că l-am speriat un picuț, i-am făcut un mic prank, să zicem așa, și la Colpirescu, am primit mesaj de la Blue că trebuie să ne întâlnim la ferma lui sau magazinul lui de sniffer, mai bine spus, să îi arăt sistemul pe care l-am făcut. Așa că ne îndreptăm încet încet încolo și sper eu să-mi primesc cash-ul, plata. Salut, bine, bă, bine te-am găsit. Cine o lăsat, mă, moș pe breaz la haiducilor? Ce spana? A, salut, tinere, tataie. Salut. Da, ce faci, da, tataie? Da, păi ce să fac? Ia uite, pe aici
Am venit și eu la... M-a pus nepotul să mă joc astăzi. Și eu, bine mă nepoate, hai că-ți arăt eu cum se joacă. Eu sper că ai mustața ta și nu nasul. Mă, ce mă, care mustață, care nas? Parcă ai nasul cam mare, bunicule. Bunicule, de ce ai nasul așa de mare? Ca să te miros mai bine. Da! Care nepot? Blușmentul. Blu, nepotul blu. Și trebuia să mă întâlnesc cu el astăzi, să-mi plătească aici o treabă, că am avut de făcut ceva chestii. Păi hai că mi-arăți mie și îți zic eu dacă e bine sau nu și te plătește el. Îi zic eu să te ia mai mult, mai puțin, dacă îmi place, dacă nu. Am înțeles, să trăiți, domnule, am înțeles. Mă refer că tu cam știi ce are nepotul tău pe aici, nu? Ce trebuia să-i facem și... Sau ce vrea să facă aici? Multe culori și vrea are să multe facă... Culori. Da, da, vrea să facă de-asta. Mi-a zis crescătorie de de-aștia. Da, păi mirositorii ăștia scot niște semințe din pământ, știi? Aia, acolo e schema. Am înțeles. Da, 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 acolo e schema. Și eu trebuie să-i fac un sistem care să-i strângă semințele respective. Da? Treaba e că aici la suprafață cam greu de făcut, așa că l-am făcut mai jos aici, după tijghia, dacă vii frumos. Hai că vin. Te-ai pierdut cu privire aici, pânga ora asta, domnule. Da, prea colorat pe aici pentru ochii mei, știi cum e la bătrânețe. Mă, îmi place, cât trebuie să-ți dea, să-i zic? Eu am zis că 2 de sniffer și 10 diamante ar fi excelentă. Îți transmit să-ți dea mai mult, că ai făcut treabă bună aici și cu cheia sol asta și cu, și cu zânele astea. Frumos, cu îmi place buncărul. Zânuțe, iau-ți. Zânuțe. Frumos în buncăr, zic că ai făcut un buncăr și să-ți dea ca lumea plata, nu așa, jucărie. Mai ales că e buncăr, nu? Adică ce facem aici? Păi da, ce facem aici? Buncărul e buncăr. Dar pe la el, pe acolo, ai fost să vezi ce-o construit la el acasă? Nu am fost, sincer să fiu cu tine, n-am fost. M-a lăsat aici și a zis, descurcă-te, bătrâne. Și a zis, m-a descurcat că la vârsta mea am făcut destule. Ia uite, mă, scări de piatră aici, frumos. Bătrâne, dar ai văzut ce vapor avem pe dreapta? Vapor? Mamă, cât a vaporul! Bă, dar de ce are cap de leu? Nu știu să spun, dar uite acolo deasupra, în dreapta, nu știu dacă vezi tu până acolo, ți-ai luat ochelarii. Da, mi-a luat uite acolo. Ochelarii, bun. Doi ochi. Aoleu, fantome! Fantome, vezi? Și uite, în partea altă, nu știu de ce nepotul ăsta, dar și-a făcut copaci roz, domne. Copaci roz, păi vă zic că îi place cu Japonia, cu alea, cu... Japonia? Japonia! Anul carasului! Îi rupi! Nu știu dacă îi place carasul, că... cred că e cu păstrăvul mai mult sau cu somonul, dar... Na. Auzi, are bani de somon, adică ce facem noi aici? Nu, odată pe an, așa, de anul nou, știi cum e, cum era la care noi. Care și-o lăsa, mă, pește. Aoleu, patul, patul în mijlocul drumului. Gata, l-am luat, pune-mă aici lângă. Așa. Ui, ce pot frumos și-o tras. Ziceam eu de pe mănânci, știi, că și tu mănânci pește la de anul nou, să treci ca peștele până tot anul. Am înțeles. Pe unde era intrarea? Ăsta e turnul lui de magician, că au vrut să fie vrăjitor. Magician? Hai, cu locus, porcus, cu dalea. Uite... Ce-i asta, mă, beatule? O manetă? Un măr, un scaun? J.H. de Dani B.H. Zice că dragă haiducule, jackpotul haiducesc este deschis. Dacă te simți norocos, te aștept la 7777, locația lângă șopul de... Noi nu participăm. Mă, mergem la păcănele, mă. Nu, spune, mă, tineri, mă, nu păcănele, mă, că nu spune, nu fac bine, mă. Jackpot 7-7, o să-ți pierzi acolo banii, bă, băiat, lasă-mă. Nu, asta e pe aici se intră. Da. Pe aici se intră în turn. Da. Am înțeles. Mă, frumos, pă... Aoleu, ce ce se întâmplă? Ce te-o înțepa? Are țânțari? Are țânțari? Purici? A, fantoma. Fantoma, mă. Și m-a cum? Aici. Așa, dintr-o... dintr-o dată, biu, bam, biu, mi-a dat 2-3, bam. Bă, dar are purici pe aici, sau... Ce, mă? Aoleu, iară, mă! Aoleu, e okay. De două ori. Bă, dar ce are, mă, acolo, că intru și direct, baf, buf, îmi dă. Fii atent, intră, fugi repede și intri în tub și te urci sus acolo.
Ce să vezi de sus. În spate, acolo, dă-i. Du-te. Bulbudec, bulbudec, bulbudec. Aoleo, aoleo, nu, 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 aoleo, nu. Ce s-a întâmplat acolo sus? Că n-am înțeles nimică. N-ai înțeles nimică din ce s-a întâmplat acolo sus? Nu, am ajuns, cine... mă sufocam și am murit. Atent. Nu știu cine a pus gălezi din ăștia cu pești de ăștia otrăvitori. Pești otrăvitori. Da, cumva, cumva, din păcate, tu ai căzut victimă. Dar ce, mă, așa rău-i nepotul de-o făcut ăștia, i-o pus acolo să-l omoare? Nu, pare să că da. Aoleu, trebuie să am o discuție cu el. Trebuie să găsim, să vedem cine au fost, cine au fost acești făptași răufăcători. Cred că pești din ăia are și pe aici, pe dedesubt, că altfel nu înțeleg de ce te... Dar acum e ok, acum poți să urci, poți să vii să... Ai, uite ce mă pălești pe mine. Da. Hai, de mine și de mine. Deci pot urca, a? Da. Aoleu. Asta se deschide, mă, eu am vrut să, eu am vrut să spar, mă. Ai, bătrâne, ce bătrâne. Ce are aici, băscări? Frumos, frumos, are zâne de-astea. Da, mai are una. Uite ce frumos zâmbește și se uite la tine, vezi? Cum mai are una, că am văzut două într-o barcă jos. A, mai are două jos în barcă? Bă, bogat nepotul tău ăsta tău. Ai, cu zâne, cu darea de-aia e magicienii, hocus porcus de-alea. Hocus porcus, da, uite ce frumos se vede de aici. Altă viață. Ai, da, l-am învățat bine, mă, cu priveliște, cu d-astea. Da. Femei numai nu sunt priveliște astea, că în rest... La vârsta dumitale mai trei femei. Păi să văd, mă, că... A, să vezi, măcar. Să văd că e făcut, mă uit mai mult. De ce te ridici mâinile în sus ca și cum ai vrea să prinzi pe cineva de fund? Nu ți-ar fi un pic rușine? Haide, că... Mă, înțeles tu, nepoatică. Știi ceva? Dacă vrei, îl pun și eu pe bunicul să vină să intre aici cu dumitale, să mergeți împreună, să vedeți pe la haiduci ăștia ce-au făcut. Ce zici? Vreau, mă, că voi vă înțelegeți, că sunteți de o vârstă, cam pe acolo, batiți amândoi. Iui, vreau, dacă mă ies bătrân pe acilea, mă, să jucăm o carte acolo, un 21, o șeptică din aia. Un filcăi? Da, din ala, mă, de tăte jucăm. O tablă, dăm un șah, nu tare, că nu le-am, dar o tablă, mă, dăm. Bine, hai că mă duc și eu. Am văzut acolo un scaun și apoi dau tablă, dăm. Mă duc să-l chem atunci. Pe unde e Dumnezeu, ieși de aici, pe aici. Eu stau aici, mă fac comod. Mă, oare aici trebuia să vin, mă? Ce? Ce? Alo? Care ești, mă? Ce? Nu știu că stai să... Nu știi care ești? Au, mă, ce satana satanelor tăi să... Bă! Ce, mă? Bă, eu... Mamă, eu îl surechez pe nepotul ăsta să trăiască familia lui, dacă nu... E un floc cârjă pe spate. E, bunicule! La tine m-a trimis mare. Cu tine avea treabă. Nu, era un tata așa, un pălărios cu haine mai devreme, nu? Păi eu l-am învățat să se îmbrace. Cum? Ce crezi? Păi da, nu. Frumos, așa, cu pălărie, să fie elegant tot timp. Ce facem noi aici? Frumos. Dar păi am lăsat nepotul tău aici în casă, la nepotul meu jos, să-ți aduc un prieten. Și am așteptat frumos aici pe ce are nepotul ăsta tău aici jos, mă, purici? Ce Dumnezeu se întâmplă, că dintr-o dată m-a pișcat chestii. Mi-a zis nepotul tău, ceva pești din ăștia, otrăvitori. Nici de asta, că mi-a lăsat aici o găleată. Și mie mi-a dat. Hai să mergem să le dăm drumul în apă pentru numele lui Dumnezeu. Umblăm cu pești ăștia, dacă ne-o trăvim. Stres la mine. Da? Aoleu, nu, că mă băiatule. Hai, da, mă, fermă, că nu-i bine. Stai, noroc că mi-o lăsat mâncare, că altfel, să știi și mie mi-o lăsat tot. Cum îl pun pe ăsta? Treci, mă, acolo jos, umflat ai în pene să te umfli. Băi, îl omor, mă. Mă, tu mai omori, mă. Ne-am gat. Așa. El mă omoră mai devreme. Răzbunare, duce răzbunare, zici că suntem în război. Da, am fost în război, mi-a plăcut. E, nu prea. De nu ce era, nu prea? Nu erau femei. Erau pe acolo, pe la corturi, știi, pe la medicină. Auzi? Asistentele, când punea asistenta mâna... Ți se ridica nivelul de insulină. Auzi? Da, pompa sângele în instalație.
Da, noi ce trebuie să facem aici? Că văd că ăștia au și pirați pe aici. Uite o corabie acolo. Hai să mergem la corabie, că eu tot nu știu de ce are cap de leu. Mă, dar ne trebuie o busolă, mă, că tot într-o parte în alta, tot aici ajungem. Ui, văd un om. Hai, șopel, rupe-i fâșul cigele, prin el. Război. Prietin, l-am speriat. Salut. M-a trimis nepotul să mă joc astăzi pe aici cu prietenii lui. Nu știu, tu ești prietenul minte, nepotul. Aoleu, ce să bărbos. Care nepot? Că tu n-am văzut să fie avut nepoți. Nepotul Blu. Păi și te-a lăsat singur pe aici? M-a lăsat și eu zna, dă-mi joacă-te tot pe acolo. Cunoaștem prietenii singuri. Măcar să-mi fi făcut cunoștință cu voi așa, pe rând, în șir indian. Ah, ok. Nu lăsa-te aici, Manet. Eu sunt Domino, un haiduc... Încântat, să nu te cunosc. Încântat. Ia, da, și bă, toată lumea zici că e boschetar pe serverul ăsta, uite și tu. Ui ce plete are. Da, mă. Ui, la el. Da, mă, cască. Ui, ce mustață are. E frumos, uite, da, uite acolo cum îi stă freza, așa, da, altceva. O să vină iarna în curând și am nevoie de, știi, iarna. Căldurică la față. Păi, winter! Îți trăi 6 de grade, mă! Acum, da, mai încolo. Păi, cântă creierii, mă, cântă creierii. Sunt unic. Sunt unii, beznă deja unii să... Oi, ce-a pus frumos, mă! Ia că m-am urcat și pe limba broaștia, da, trecului. Și de unde veniți? Mă, nu știu, că ne tot învârtim în cer, că n-avem busolă. De acolo, așa. Totuși, să aveți grijă la drumurile astea, că nu prea au balustrăți, să nu cădeți pe aici, să vă rupiți ceva. Avem. Ăsta cât de bătrâne crede, mă? Mă, cred că nu știu cât avem. Nu. Auzi, dar ceva chestii interesante de făcut pe aici, n-aveți și voi, că noi tot ne învârtim, tot ne torc genunchii deja. Ne băgăm pe mocir la asta, mă, că n-aveți și voi un pic de bani de asfalt și ne murdărim pe dejaba fără să... Cine-i primar aici? Să vedem și noi ceva frumos. Cine-i primar aici? Toate fondurile pe care le-am avut le-am dus la Colpir, care are un shop, vai de mama lui, e foarte scump. Așa că... Ce-i scump? Ce shop, mă? Ce aia shop? Shop pe ei? Shop pe noi? Ambuscadă. Unde e? Uite la aici, stai. Care mă? Măicuța lui astăzi. Da. Unde mă? Uite unde m-a pălit. Uite. Vezi că ți-a dat injecție. În șold. La șale. Mi-a dat-o la șale. Ai, ticla zăului. Da. Ești bine? Și pe tine. Pe ăsta l-a pălit în fund de două ori. Ioi. Dar ce-o plăcut, măi, Aba nu, că una e mână. O știu tine să dea. O știu tine să dea. Tu ești cu Dalia? Ai. Auzi? Așa, știu. Da. Ceva distractiv de făcut pe aici, nu știu, o serenată dansantă, un restaurant, ceva, n-aveți voi. Un șpriz, ceva. Un șpriz, da. Baruri prin zona asta, să știi că nu prea avem, dacă te duci la casa acolo în față, o sta cineva acolo, acolo nu mai este nimeni, poate vă faceți de cap acolo, dacă nu, vă duceți la ce golf. Bă, noi nu suntem de azi, ne facem de cap. Bă, cineva, dar așa nu, între noi, nu. Că viața a trăit-o, mai aveți pensia de luat și cam atâta, nu? Bă, mi-a intrat deja luna asta, mai luna viitoare. E mare pensia sau tot așa mică? Măi... Nu-i spune. V-au mărit ăștia. V-au mărit, e bine dacă v-au mărit. Da. Propaganda. Acceptabil, îmi permit și eu să ies din casul pe lună până la magazin și înapoi. Păi vă, că o să... Îți ajunge că e cald oricum, las. Păi mă lăsa pe aici, o zic, fac cunoștință cu prietenii mei și eram singur pe nicăieri. I-am făcut un zid de piatră, că nu știu ce săracul, el a pus gard ăla de lemn, din scânduri de-astea. Păi, știți tot, știi cum e. Da, păi, știi cum i-a pus, bag, piatră, scară, piatră, și a făcut gard frumos acolo pentru mirositorii lui. Aha.
Da, că ziceai de ceva de făcut pe aici, aveți golf, doar că cine golf? Fura... Da, o fura crosele și nu mai putem juca acum, trebuie să mă să le caut. Mă, ce mă? Mă, că arată-ne că... Dă unii golf, un, un. Găsă-mi mingea și crosă. Dar o să merge ceva. Hai că aoleu, pă, serios, așa ne... Azi, că n-am umblat destul astăzi. Ca să, să nu avem probleme cu articulații. Ia, nu ne duci în cârcă, dacă... Da. O roabă, ceva, n-ai pe aici să ne cari în roabă. Da, da, da. Ia, n-am Camila. Ia, hai da cu Camila. Sau nu? Păi nu, cu coi Camila. Numere. Oh, da, nu ne bagă. Da, bine, bine, bine. Ce gaură, ce... Mă, ce... Magie neagră e asta, mă. Bă, vraj, bă, ce e asta, mă? Ia, ce păi da, mă, dar nu, nu, nu asta, mă, pe chestia asta MOV, din care ies alte chestii MOV. A, ăsta este un portal care duce într-o altă dimensiune, o să afli imediat. Asta e o chestie MOV. Da, da, toți ce-ți face ce am pe aici, ești, mă. Uite, broască, mă. Ce, mă, ce broască? Și ăsta ce ca, băi, tu ce, s-a scus, s-a uitat la mine și s-a scus, vină cocă, te crăp, unii. Ce, mă? A, uite-le, uite cum indian, ne pândește de după colț. Indian? Ai, ia, te, un, trebuie să mergem și noi pe... Mi-e frică, mă, mi-e frică, ține-mă de... Ia, oh, ce? Ok. Ce e aici? Ce, mă, tăi, de ce? Bă, stai iadul, mă, tăi roșu! Poate suntem în stomac unei balene și astea-s mațe. Da, suntem în stomac cu braște de mai devreme. Ai, aleu. Ăsta seamănă cumva gen dacă ați făcut chestii rele în tinerețe. Ia uzi, da, da, că n-a fost bucumit. Nu, nu, nu. Ia derdeluș, hai măcar. Ia, derdeluș. Cum ți-i duci, mă? Tot în față trebuie să mergem. În față. Tot încolo. Hai, hai. Încolo. Hai, ia, urcă tu și așa, înainte matelot. Aoleu, aoleu. Bă, băiatule, bă, mă, ușor, ușor cu viteza, că mi-e răuț. Poate mă, aici, pe mine. Nu mai vâsli la viața mea, dar nici... Aoleu! Închiorțe stomacul ăia, parcă un picuț așa. Aoleu! Bă, ia. Și când de departe asta? Tot în față. Vai, cred că mi-am umplut chiloții. M-am lovit. Aici trebuie să suntem jos. Ia, așa. M-am dat. Și aici? Unde? Spargi barca. Cum mă, că nu se mută barca, o spargi? Așa, și te se intrăm aici, ia. Iară mă duce cu vite. Ia, hai că mă urc cu tine, mă urc cu tine, hai. Dă-i, du-te! Tot în față. Să mă arăt, bă, oleu! Ce-ai făcut, mă, m-ai îmbătat de capul, mă? Ai, Dumnezeu! Bă, oleu! Ia, oleu! Mă, ce vâsles astea, mă, nepaute, mă? Nu mă mai tăt învârtea așa, că aici? Nu-s bine la stomac, date mă umplu iară chiloți aici. Nu, uite, avem și un prieten aici. Nu ne trebuie prieten. Din ăștia. Gata. Ia, am ajuns. Hai, jos frumos. Aleluia. Că mi-e frică. Intrăm iar în portă. Hăți! Ia! Așa. Ciupești! Bă! În țara minunilor Roalis aici, ia, fii atent aici. Mici ciupești mari. Oi, Ghencea! Am ajuns pe Ghencea! Ui, mă, asta e rână națională! Hai da, la meciul României! Hai, România! Așa da, hai băi! Rupe piciorul! Dă-i, dă-i, dă-i! Terenul de oină, nu? Și aici ce teren de oină, mă? Unii te-ai jucat tu oină? Asta-i golf! Păi jucăm, mă, pe vremea mea! Hai, golf! Pe vremea mea jucam la echipa națională, mă, dar nu știți voi din astea, mă! Ia și cactus aici! Oh, da, stai acolo... că mă mâncă spatele. Te-ai scărpinat bine? Da. El și bibolice deci, să mai scărpini așa. Dacă vreți să veniți să vă, nu știu, să vă mai dezghețați, veniți aici, dați cu crosta. Mă, dar ce patinezi așa pe terenul ăsta? Ia. Ia, bă, mă, nu. Derdeluș, mă, băiat. Dacă mă lasă nepotul, eu mai vin pe aici, îmi place. Chestii noi. Femei n-aveți, dar în rest îmi place. Dar leancă nu. Păi tocmai, mă, tot. Ți-ați atâția bărbați, ce mă, și n-aveți și voi. Ia. Ia, mă. Gata. Am înscris. Ce, mă, ce speli? Cu ce spun? Te-ai păcălit să nu mai vezi bine. Astea. Ia, mă, și în tribuna aici, mă, ia. Aici vine poții să vă susțină dacă jucați golf.
Da. Îi zic că dacă ce bătaie trage, nu mie să mă susțin aici. Și ce câștigăm dacă jucăm, a? Experiență, da, bănuiesc. Ce? Care premii? Momentan premii? Încă nu s-au pus premii la așa ceva, dar o să fie și premii în curând. Premiul să fie femeie, dar nu vreau să poate, poate pun o vorbă la minister poate, să vă crească pensia și mai mare, acum depinde. A, deci dacă câștig, îmi dă pensia mai mare, paule, ce am de făcut? Voucherii de vacanță, poate... Mă, alea tot timpul expiră, mă, că... Ba, mă, că taci, mă, că... Măi, taci, că mare la ăsta, cum îi zice, la Tușnad. Mai la Tușnad. Mă, la Felix, mă, că la Tușnad. A, la Felix. Să nu... O să vă fac vreo zi, cu poane de alea din Amor, de la Techergheol. Păi Nămol am în spatele curță, mă. Păi ăla e de la natural, de la bun. Păi și ăsta e natural, când trag mașinile toată ziua, zăt. Numai Nămol să face. Păi curtea ta trec mașinile, mă, prin spatele. Nu, mă, în spate, ia, fii atent. Aici e curtea. Așa. Și așa. Aici e gardul. Așa. Și după, în spatele curță, e drum. A tu ce ai, traseu de raliu acolo? Nu, mai pe drum, măi, și... E, și nu e asfaltat. Tractore, și e, căruță, no. Să face Nămol, când plouă. Stai căruță? Sat, nu? Păi da. Și căruță, cine e căruță? Nepotul nu să știi, cu crai, cu dalea. Oh, no, mă, oricine ar fi în căruță, să-l tragi de puță. E mai veche ca mine gluma asta, mă. Tot nu-i nimic, nu, de-aia e faină. Cum te cheamă? Eu sunt Blu întâiul. Blu întâiul, ok. Da, și nepotul e Blu al treilea. Ok, ha? Și tu? Tudor, eu sunt Tudor. Tudor, aha, ok, da. Ca să vă știu. Știi bancul cu Tudor? Nu cred că vreau să știu. Hai mă, să ți-l zic. Hai mă, nu fugi. Și bancul cu Tudor? Nu știu bancul cu Tudor. Ia. Deci. Ia. Fii atent. Zic m-au dat. Hai zi. Nu. Tudor mea, că s-o ceai puța. Da, vezi? Statul prea mult la, no. La țară. Noroc că n-am cârjă. E, noroc că n-am cârja. Na. Îl punea o piedică pica în bot, își părgea bârna aia lui. Ce mă piedică, mă, că eu-s mai... Ia, ia dă-i jorda! Dă jorda! Ce? Ia! Le tăfură, nu mai tăfura, mă, tăt ce bețele. Ia, dă băț în coare. Ce, mă, nu mă... Mă, chiar la cur, mă! Nu, că nu-mi place! Îmi faci gaură în Pampers! Nu, pleacă aici! Hai, mă! Hai să-ți dau o ceafă de porc! Eu am vit aici aia. Na, facem schimb, gata, hai. Ăla-i, mă. Așa, gata. Cea mai bună legumă? Este porcul. Atât, gata. Na, știi ce? Eu, Dani, mi-a găsit drumul înapoi către casă, că am auzit că nepotul și-a făcut acolo un, cum îi zice, mă, la mă, că am uitat, un ponton de ăla, mă, de unii pescuiaște, mă. Pescărie, da, și-a făcut. E foarte frumos acolo, să știi. Mă duc să scot bățul, să mi-l bag în apă și să trag un pește de acolo, mă mai odihnesc și un pic, mă întind un șezlong, ceva, fac o baie. Nu. Foarte bine. Că, bă, ține, ți-e las aici la gol. Vii și tu? Mă las, să mă bag în gaură. Las că la da. Nu. Doamne, ajută. Doamne, ajută. Mersi. Numai bine, Tudore. Aoleu, bătrâne, ce faci acolo sus? Nu spune că vrei să sfârșești, nu, bătrâne, nu! Dar nu vreau să sfârșești nimic, mă, ce ai? Păi ce faci aici sus, păi că... Reușești? Sprinte. Păi fii atent, hai aici, ia. Ia zi. Ai văzut o trambulină mai frumoasă ca asta, a? Trambulină! Păi da, ce facem direct aici? O tribomba, ia-ți-a capaca! Tribomba, jab! Ai văzut? Frumos, mă, frumos, place. Altceva aici, bă, mi-a plăcut, mi-a plăcut, auzi, vorbesc la trecut, îmi place ce-a făcut nepotul aici. Na, uite, are aici are niște, așa, și are o undiță aici, uite, poți să-ți iei undița, de acolo, din dreapta. Undiță. Da. Și așa, ca doi bătrâni frumos, ce poți, relaxare, la pești, aici, când ți-i cate, arunci în apă. De mult,
că nepotul, la nepotul nu-i plas pescuiască și n-am cu cine merge. Acum... Ia, am prins un os. Ia. Ia, luat un os, mamă! Da-l la câine, că am văzut că e unul sus. Ei, da, 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 îl dau, îl dau, cum să... Îi pune și niște... Îl luăm cu niște slănină să-i placă mai tare. Să, să, hai, așa, așa, perfect, perfect. Mă, dar uite, nu... Ia. Hai să vedem, ce prind? Aua! Ha! Ai, mă, de-o s-am prins, mă. Ce-i, mă, ăsta? Am prins o... ăsta, un cercel de vacă. E, da. Păi ăla ori îl pui la vacă, ori ți-l pui la chei, ca și breloc, da. E un breloc de... Îl dau la nepotul să aibă cadou de la mine. Da cum? Oi, ce-am prins? Bă, cărți, mă! Am prins o carte, ia. Din Atlantida? Apare, da, că scrie niște ciudățenii pe aici, pe el, nu înțeleg ce e. Ia. Pește, mă, ia. Un somon? Ăla-i. Aia, poți să-i dai la depozit acum, dacă mi-l dai mie. Da, bine. Da, da. Ure, o scăpa. Nu o scăpa. Ia, vine încă. Nu o scăpa, l-am prins. Ha. Bine, eu să mă nec. S-a scăpat și ție. Mi-a scăpat, lasă-mi acolo. Ție. Aia este viața. Lasă că... Uite, zi tu că nu-i frumos și relaxant. Ia, l-o lasă omul iară. Ce? Zic că nu-i frumos și relaxant aici. Da, da, foarte relaxant, foarte relaxant. Îmi place. Știi ce ar mea? Bam! Bă, cum se tot bate peștele, mă, de marginea asta, mă? Se bate peștele. Ia. Înapoi la supraf. Ia-le, mă, iar o a luat somnul. Gigele, scoală, Gigele. Da, ce? Am prins ceva? Încă nu. Știi ce ar merge acum? Ce? Un șpriț. Mă bag, ce mă, papuși, mă, aoleu, ce murdare sunt apele voastre, mă. Asta-i viața, n-ai, tu mai ca pe vremuri, mă, băiatule, mă. Da, doze de bere mai prins. Ia. Și, băule, cum am prins, undiță, ce asta? Nu știu, tot trebuie să mă arunc după aia aici, deja mi-e groază, nici nu cred că îl lasă, tragă peștele, atrage pânte pe... Ce asta? E un arc, mă! Ce, mă, bă, te las, pun înapoi, nu-mi iau așa ceva. Da, cred că mă pun și eu și trag și eu un pic pe dreapta aici lângă tine, dacă tot adorm și tu, adorm și eu și Doamne ajută. Ne băgăm și noi la somn. Na.